Am început lucrările în mod concret la reabilitarea casei căsătoriilor. Știți că de la 1, de la 30 martie nu mai avem voie să mai activăm, să mai lucrăm în vechiul local, care cu un an în urmă a fost câștigat și revocabil de urmașii proprietarilor. Plătim chirie acolo până fix 31 martie, după care trebuie să părăsim locația, motiv pentru care, da, asta nu am o valoare acum, în jur de 5 miliarde e valoarea, aș vrea să o spun cu exactitate cu cât s-a câștigat licitația, a fost câștigată de Marcus Trading, deci firma care lucrează și la centru multifuncțional. De ce spun asta? Adică o parte dintre dumneavoastră deja m-au întrebat, toate problemele, absolut toate și cu amănuntele necesare, dacă sunteți interesați, orice vor fi toate astfel de probleme, primele care unde le vom dezbate, primul lucru, o vom face în conferințele de presă și apoi în Consiliul Local. Nu există secret, nu există idee net fără să aibă transparență maximă. Orice rând, orice virgulă, ați observat, așa se întâmplă, dacă scapă ceva sau dacă credeți, așteptăm întrebări și vom răspunde prompt la toate întrebările pentru toți care sunt interesați, pentru oricine este interesat de orice care privește activitatea primăriei. Sunt niște lucrări specifice, e o lucrare, nu pare foarte costisitoare din punct de vedere al finanțării, dar este destul de, nu știu dacă să-i spun costisitoare, din punct de vedere al realizării în sine, pentru că lucrarea se bazează și pe dotări cu aparatură specială de menținere a temperaturilor optime de lucru cu privire la păstrarea documentelor, arhivarea și păstrarea lor și cu ultima, conform legii, obligația autorităților este ca documentele speciale să fie păstrate pentru 100 de ani, să asigurăm păstrarea în cele mai bune condiții. Încercăm să vedem dacă vom găsi procedura cea mai potrivită, dar absolut legală în același timp. Dorim să introducem serviciul de ridicări mașini. Este un haos, am spus-o, și trebuie să facem lucrul acesta. Căutăm formula cea mai legală cu putință și în condițiile cele mai bune din punct de vedere prestării acestui serviciu. Serviciul nu în ideea de a abuza, de abuzuri, ci în ideea de a reglementa cât de cât haosul care în anumite momente se manifestă. Uitați-vă și spun numai atât și dumneavoastră știți mai multe, tot felul de staționări, pui staționarea interzisă și el tocmai acolo staționează, spală mașina, depanează, se duce poliția, o jumătate de oră în regulă, revin, trebuie să clarificăm treaba aceasta. Spun mai mult decât atât, ne informăm, discutăm cu domnul secretar, la sectorul 3 care are în procedură o astfel de, acum, o astfel de activitate, în sensul că s-a scos la licitație, dar domnul secretar zicea că trebuie să vedem despre ce e vorba, că este un parteneriat, ceva, ceva. Ne vom interesa exact să vedem cum se întâmplă acolo, cum procedează ei și ce putem să facem noi. În București se ridică la momentul acesta numai în sectorul 2 și în sectorul 6. Celelalte și-au luat, sectorul 3 și le ia procedurile, iar altele nu știm despre ce se va întâmpla, nu-i treaba noastră. Se fac tăieri de coronament și tăieri de arbori care pun în pericol zona în care se află. Arbori uscați, arbori înclinați. Aceia creează cele mai înclinați de maniera asta. Sunt pozați, chiar am fost cu comisia în zona Expopar Livezilor, înclinați de maniera aceasta. Și perioada care se fac aceste lucrări este perioada de repaus al vegetației. Până la începutul lunii aprilie, primele zile ale aprilie și apoi numai în cazuri excepționale se mai intervine. În multe situații, vijelii, furtuni și așa mai departe, distrug acoperișuri, copaci, stâlpi de iluminat, mașini, chiar vieți în diverse locuri.
La Brașov, când am făcut, am avut niște schimburi de experiență, am mers acolo, au venit aici, ne-au spus că e o mare greșeală și noi încercăm să o corectăm. Din punctul următor, din următorul punct de vedere, de la geamurile blocului, ei la 7-8 metri nu plantează niciun pom. Toată lumea știe, lucrul ăsta nu se întâmplă la Brașov. Extraordinar de bine. Pentru că oamenii intră în conflict de maniera aceasta. Cei de la parter, așa suntem în situația asta acum, doresc, zice, domnule, eu nu mai văd soarele, blocul are grasie, tot timpul spune, eu doresc să copacul ăsta să-l tăiem. Vine cu hârtie, 50 plus 1, asociație, administrator, când se duc acolo, ies doi afară, domnule, ăsta nu, că e pus de mine cu 30 de ani, eu l-am pus, eu l-am îngrijit, n-aveți ce căuta. Și aici o serie întreagă de conflicte. E bine să cunoașteți despre treaba aceasta? În situațiile în care se impun, sunteți în cunoștință de cauză, ne contactați dacă doriți, interveniți și noi. Am avut o situație și astăzi, a fost poliția, a clarificat, absolut în regulă, s-au calmat lucrurile, dar apare, trece unul prin mașină, vede că se taie în găvană, trece cu mașina, el stă în, nu știu unde, în Trivale. Dom'le, alo, vedeți că aici, nu are nimeni nevoie de lemne, să știți. Nu se taie lemne ca să construim nu știu ce, din contră, ne încurcă. Sunt probleme, avem o tocătoare, am luat mașină de tocat lemne, de tocătoare pentru lemne, acum 6 ani și ca să restrângem volumul, le tocăm la maximum. Pe de altă parte, o parte importantă din materialul lemnos este folosit la centralele pe lemne de la ADP, de la serele pe care le avem acolo.